Ce impact are cultura organizațională a companiei asupra performanței angajaților? Cred că cel mai important impact este faptul că, având o cultură organizațională antreprenorială, nu îngrădește inițiativa angajaților. Asta înseamnă că fiecare dintre colegii mei, fie dacă sunt din comercial sau sunt din producție, se simt angajați în a veni cu idei și în a vedea că munca lor contribuie la ceva mult mai important decât propria lor performanță. Adică, dacă vorbesc de un coleg din viticultură care cultivă struguri, știe că strugurii aceia se transformă pe urmă într-un vin care e unul din cele mai bune vinuri din piață. La nivel de leadership, care considerați că sunt cele mai importante valori? Nu numai la nivel de leadership, cred că încrederea și integritatea cele mai importante. Încrederea, pentru că ca și lider în orice business lucrezi într-o echipă și atunci fără încredere nu poți să creezi nicio relație între departamente sau între oameni, iar integritatea, pentru că atunci când spunem ceva, facem acel lucru până la capăt.